Cred eu că e nevoie de un nou moment zero. Chiar dacă un alt fel de moment zero. A fost la un moment dat momentul zero, nu știu cât s-au ținut cont de el sau nu au ținut cont de el, cât s-au respectat sau nu promisiune, dar atunci era vorba să se renunțe la reciprocități, la aranjamente și la, știu eu, influențe și așa mai departe. Acum cred că trebuie regândit totuși. Avem prea mulți străini, fotbaliști străini, din nefericire nu sunt de calitate. Nu cu foarte mulți ani în urmă, chiar mă gândeam că am jucat un meci decisiv pentru calificarea în primăvara europeană la Copenhaga, întâlnind o echipă mult mai valoroasă decât Randers pe Copenhaga. Am rămas în 10 în urma unei erori mari de arbitraj. În loc să se dicteze un 11 metri la Tănase, la Dodel, a primit al doilea galben pentru simulare și a fost eliminat. Și în 10 oameni am marcat, după o recuperare a lui Borceanu și un șut de la mare distanță lui Rusescu. Dar deja am spus 3 jucători români care n-au fost foarte importanți pentru echipa națională, dar au fost jucători foarte importanți pentru campionatul nostru. Au fost jucători foarte buni. Și Tănase, și Borceanu, și Rusescu. Ei, acum e greu să găsești o echipă care să facă față în Europa și să te gândești așa, random, la 3 jucători români de valoare. Avem probleme. Avem probleme și nu știu cum pot fi rezolvate, doar așa cum am spus-o și când discutam de o strategie de care vorbea Hagi, de proiect, trebuie regândit totul și plecat de la bază. Trebuie academii, nu știu dacă modelul unguresc sau modelul francez, dar trebuie să îndreptăm copiii spre fotbal. Și atunci putem să o salvăm în câțiva ani, să revenim la ce am fost și poate chiar peste ce am fost. Așa, ai vreo la momentul ăsta. Pentru totuși diferența între CFR-ul sezonelor trecute în Europa și CFR-ul sezonului ăstuia, este o diferență de la cer la pământ. Adică sezoanele trecute Petrescu reușea să facă un lucru remarcabil. Eu sunt admirator oamenilor ăstora. Să facă diferența să pară cât mai mică între noi și unii care sunt mult mai bine cotați, bugete mai mari, etc. E corect, dar cum? Cu salarii foarte mari și cu niște repercursiuni la nivelul bugetului foarte mari și cu datorii, din câte înțeleg, foarte mari. Deci nu e o soluție, în opinia mea. Nu e o soluție. Nu faci fotbal ca să pierzi bani, 10 de milioane. Poate nu faci fotbal ca să câștigi bani. Trebuie să faci fotbal ca să poți să existi. Așa, dacă te duci în fiecare an cu deficit, nu e o soluție asta. Mai degrabă văd eu că cred eu că e o soluție să crești jucători. Și să chiar 4, 5 chiar ani, pierzând, 6 ani, 6 ani. Chiar pierzând orice contact, pentru că asta înseamnă să pierdem coeficient, echipele românești să ajungă tot mai jos, să avem tot mai puține reprezentante. Deja am căzut pe poziția 25. Suntem în momentul de față. Ni s-a făcut și o competiție pentru noi și pentru alții ca noi. Degeaba. Asta, oricum. S-a făcut o competiție în care n-ai cum să nu te califici din postura de campion. Trebuie să treci de Gibraltar. Și de Bania Luca. Și de Bania Luca. Și nu de Chipciu golul ăla, da, nu se știe la penaltiu. La departajare, da. Da. Ce crezi până la urmă că se întâmplă de ajunge CFR-ul în sezonul ăsta să acumuleze un punct din 5 partide, din 15 posibile, cu Randers, Iablonec și, ok, AZ Alkmaar, să spunem că e alt nivel față de noi. Mm. E. A dovedit-o. Față de noi ăștia de acum, da. Față de noi ăștia de acum. Cam toți sunt, dacă și Iablonec e peste noi. Și Randers. Randers a luat 4 puncte. Și vezi că făceam calcule înainte de meci, că să nu bată Iablonec pe Alkmaar, Iablonec n-a bătut pe Alkmaar. A fost rezultatul perfect pentru CFR. Făceai cam ajungem la alea, celebrele, cum era și săracul Victor Pițurcă la un moment dat cu Austria. Mai avem 0,% acum niște ani de zile, șanse de calificare. Eu cred că CFR până la urmă
Miza CFR-ului este din nou participarea în preliminarele Champions League la anul. Nu neapărat calificarea în primăvară europeană și evoluții și rezultate foarte bune în Europa, pentru că acolo e adevărat că șansele sunt foarte mici, dar uite ce se întâmplă cu Sheriff Tiraspol. Sheriff Tiraspol cu salarii mai mici, mult mai mici decât cei de la CFR, undeva cam ca salariile noastre, a reușit să... Bine, cu un alt... Acolo nu se plătesc taxe, impozite, acolo e ceva, o zonă gri de asta. De... E, dar salariile sunt mici. Salariile sunt mici. Da. Vorbim de 10-15 mii... 16 mii cel mai mare salariu, exact, și unul singur. 16 mii cel mai mare, da, care a fost pe la noi. Dar nu, nu, nu poți să le spui fotbaliștilor, apropo de... Că, până la urmă, miză, o miză pentru un club cum este CFR-ul și chiar pentru orice club din România, sunt și aia 500 de mii de euro. De pe care ei la victorie. Depinde câți din ăștia merg la jucători, că așa că ia clubul, nu sunt jucătorii foarte entuziasmați că ia clubul. Nu interesează pe nimeni. De ce interesează? Pe jucător interesează ce câștigă el. Buzunarul propriu. A, bineînțeles. Bineînțeles. Aici noi avem o problemă ne jucând pe prime în competiția internă, fiind cam singura echipă din câte știu care nu joacă pe prime, da. Dar de ce? Nu, asta e politica lui. Nu vrea patron. Nu vrea... Nu. Că e celebră motivarea pe prime în fotbalul nostru. Adică eu este... când am ajuns la Urziceni, am făcut un sistem de premiere. Jucătorii câștigau din prezențe și rezultate pozitive mai mult de două ori decât câștigau din salarii lunar. Hagi face asta acum? Nu știu, știu că joacă pe ce prime și cred că și pe oricum, prezență. Da. Deci și la ei salariile sunt mici și... Eu i-am spus lui Bucșar exact așa. Uite că sunt 700.000 de care trebuie să uităm că îi avem, dar ăștia s-ar putea să ne salveze. Pentru că 14 jucători puteau atunci, acum pot juca 16. Dar când un jucător știe că dacă pășește în teren și fluieră imediat arbitru, dacă pășește în teren, ia 1.000 de euro... O să se antreneze în disperare ca să fie unul din aia 14 la momentul ăla care intră pe teren. Mai ales cu Petrescu. Cu oricine. Cu oricine. În momentul în care un jucător câștigă 5.000 din salariu, dar dacă are 4 meciuri pe lună și le joacă, ia 4.000 și dacă bate 3 din 4, ia 9.000, iartă-mă. Da, absolut. Da, acolo se poate face diferența. Vreau să întreb dacă crezi că perioada asta și rezultatele astea din Europa ar putea să-l influențeze pe Dan Petrescu înspre națională sau nu? Vezi vreo legătură între... Nu crezi niciun... Petrescu se uită la clasament. Petrescu a abandonat de mult lupta în Europa. Sigur că nu putea spune, să declare că nu-l interesează și oricum a introdus jucătorii de valoare în teren. Nu știu bătut spune, că nu a abandonat. Nu știu dacă avea alți jucători, că nu erau... Buena poate locul lui Grau. Poate, dar mă rog. Clar că e interesat de campionat. Și campionat arată foarte bine. La 8 puncte, program lejer. Noi jucăm cu Craiova, ei joacă cu Glinceni, adică... Se poate întâmpla orice la fotbal, dar chiar la CFR cu Glinceni nu se poate întâmpla orice. De se poate se întâmpla doar când bate CFR-ul. Și revin la ideea ta și la ce spui, că trebuie un reset într-un fel făcut. Pentru asta că, e echipa care a câștigat 14 din 16 partide. Nu a prestat neapărat un fotbal strălucit, dar câștigă 14 din 16. Se duce în Europa. Și în Europa arată jalnic, cum au arătat toate echipele românești jalnic. Da. Cu Bania Luca te califici cum te califici, Lincoln te conduce la un moment dat. Bine, nu era Petrescu, dar oricum tot pe jucători. Iau echipa, eu vorbesc de club. Da. Young Boys și Steaua Roșie Belgrad, se întâmplă ce se întâmplă. Cu Young Boys pălărie. A picat rău, adică acolo chiar au avut ghinion. Absolut. Young Boys e super echipă. E echipă de Champions League. Super echipă. Da. Dovadă punctajul. O încântare. Eu ți-am zis când am plecat de la emisiune. Eu mă uit la Young Boys cu Atalanta. Băi, joacă aia. Băi, mă interesează. Eu mă uit la Young Boys cu Atalanta că am ce să învăț. Și de la Young Boys și de la Atalanta. Da. Deci, noi suntem cum suntem. Voi ați pățit ce ați pățit cu Karagandy. Da. Craiova cu Laci. E, și la noi au fost condiții speciale, dar n-ai nicio scuză când te scoate Karagandy.
Asta, și între... când te gândești că Karagandy trece de, și de ucraineni, mai rău. Bine, acolo la pauză s-au făcut schimbările alea. La București, care v-au ucis echipa. Adică acolo n-au ieșit din jumătatea lor și la pauză ați omorât meciul. Așa e, bine, am bătut 1-0. N-avei voie, erau prea slabi săraci aia. Adică chiar aia a fost cea mai mare rușine pe care am trăit-o vreodată. Nu mi-a fost dat să trăiesc așa ceva, dar... Na, trebuie să se mai întâmple și din astea ca să învățăm. Dar se întâmplă tot mai multe, că de fapt despre asta discutăm, că de-aia suntem aici, da? Se întâmplă, nu suntem bine. Suntem groaznici în nivel, nu știu dacă ne dăm seama de nivelul la care am ajuns. Acceptă, poate accepta România? Nu mai sunt banii care erau acum 10 ani, 12 ani, numai. Atunci Porumboiu avea salarii de 500 de mii. Marian Iancu la Timișoara investea sume colosale, erau jucători care iar câștigau foarte mult, se jucau cu 40.000 de spectatori. Craiova avea salarii, Mititelu, frații Costea, 400.000 cred că avea Dorel Stoica. Aveau salarii foarte mari. Nu-i lua, dar avea. Păi, da, mă, o parte din bani s-au luat. Puțin. Cea mai sigură plată este în fotbal. Nu există jucător să nu-și ia banii, doar dacă e la o echipă care intră în insolvență și pățește ce a pățit Maftei la CFR, dar uite, poftim, CFR au scăpat de insolvență, mal de Maftei, Voiculescu sau cine m-a mai fost pe atunci și au pierdut banii. Maftei i-a calificat în Champions League, dar nu contează, Și acum uite că sunt bine mersi. Un alt patronat nu contează. E, ideea e că vorbeam de echipele astea. Rapidul aducea pe Peseiro și investea 8 milioane și ceva. Erau și acolo la Rapid, erau jucători cu... Era Julio Cesar de la Rapid, avea 450.000. Pici Bull, da. Nu mai vorbim de Dinamo, care l-aducea pe Julio Cesar, celălalt, care la fel, tot o grămadă de bani. Își permitea să-l aducă pe Lobonț înapoi, care Lobonț era în floarea vârstei. În floarea vârstei. A fost un subiect vreun momentar la Uschis pentru voi, o revenire a lui la club? Nu, sub nicio formă. Nu ți se... El nu s-a despărțit în condiții tocmai bune din ce mi-a gândit. Nu eram la echipă când a fost el un an împrumutat de Steaua. Nu eram la echipă, eu l-am adus în România, doar atât. Asta a fost... Și cu fratele, nu? Cred că? Nu era și frate? Ba da, dar nu, a ales niște bazaconici, s-au spus că a venit la pachet cu frate. Da, a venit la pachet cu frate-sul, el 150.000, frate-sul 50.000, pentru el am fost. Oamenii au așa. Daniel Stanciu știe foarte bine că el a fost cu mine și l-am văzut prima oară și după aia m-am dus eu de unul singur. L-am trimis o singură dată pe Viorel Moldovan, care era director sportiv la Urziceni în momentul ăla. Dar ții minte că l-am văzut, cred că nu debutase. Eram împreună la un moment dat pe acolo, pe la bază, pe la Urziceni, foarte mulți ani. Nu, eu i-am spus, l-am adus în iarnă și i-am spus clar, bă, uite, mai e Stelea până în vară, va apăra el. Dar ai ocazia să înveți cu adevărat portărie de la bine. Nu i-am zis în engleză portărie, că nu știu, goalkeeping, să zicem. Așa. Dar chiar vorbea engleză bună pentru partea aia de lume. Stelea l-a ajutat foarte mult. Adică bazele la Uschis, Stelea le-a pus. L-a antrenat stângaciu, e adevărat, dar Stelea a avut răbdare și a explicat foarte multe chestii. Eu n-am știut, da. N-am știut legătura asta. Da, Stelea l-a învățat foarte multe și chiar m-am bucurat pentru că învățat de la cel mai bun. Adică pentru mine Stelea, vorbind de până la Tătărușanu, de la între Silviu Lung și Tătărușanu, Stelea a fost de departe numărul 1. Și caracter senzațional. Extraordinar. Senzațional, băiat senzațional. Om de echipă, om de... Nu, băiat senzațional, adică nu... Și portar. Portar. Nu, dar dincolo, știi că mai sunt... Am fost odată la Salamanca, în concediu prin Spania și am trecut prin Salamanca. Și când ne-am oprit să mâncăm, și de unde sunteți, din România? Au nebunit toată. Sunt din România, uite că nu venea nimeni prin Salamanca din România. Stelea nebunise, Stelea. Dacă erau și patronii să-i fi dat banii, că știi că au avut de bani. Deci dacă erau și patronii aia, Stelea, să-l fi plătit, era cum era. Ok, văd o declarație astăzi a lui Gigi Becali, iarăși legată de Iani Stoica, că atunci când am...
am discutat ultima oară, ai zis, domnule, ce, mă uit la The Sun. Păi nu am cum să comentez ce apare în The Sun. Mi-a zis și mie Gigi că a primit o ofertă. Eu nu știu nimic, doar ce mi-a spus el. Și m-a întrebat pe ce sumă zic eu că ar trebui să plece și am spus, eu vreau să vindem, pentru că mie îmi place când exercițiul financiar e frumos, când e plus. Când e cu verde e bine, când e cu roșu... Ar trebui să mai stea din punctul tău de vedere? Când oferta e mare, nu trebuie să stea niciun jucător, că după aia nu mai... Nici el nu ajunge... Că uite, s-a discutat de Man și a zis, Man... Nu mi-a venit meme și mi-a spus că trebuie să plec. Da, adică i-am spus exact la modul ăsta. Că n-am apucat să clarific situația asta. Bă, Denis, sunt prea mulți bani. Și pentru noi, și pentru tine. Adică, Denis Man câștigă aproape dublu decât câștigă Moruțan la Galatasaray. Și vorbim de Parma Serie B. Care e modest anul ăsta. Iartă-mă, dar tu poate te gândești că o să ajungi la o echipă, poate fotbalistic nu e ce trebuie pentru tine la momentul ăsta. Că echipa o știam, o văzusem, era la retrogradare, dar prea mare ghinion au avut, dar au retrogradat, în fine. Dar, până la urmă, ce te interesează? 5 ani de zile ți-ai făcut viața. Tu, familia ta, urmașii tăi, clar. Iar noi luăm o sumă record pentru fotbalul românesc, cu banii jos în pandemie. Păi cine putea să refuze asta? Și profitul senzațional, pentru că n-a costat ca alți jucători o sumă impresionantă. Și oricum și dacă ar fi costat, dar erau bani mulți de tot, bani mulți de tot. Puteau să fie mai mulți. El s-a împotrivit atunci? A avut dubii în dialogul ăla? Da. Era spunând clar. Ce? Adică care erau argumentele lui împotriva mutării? Că echipa e... Da, e la retrogradare echipa. Dar uite, el chiar a avut evoluții foarte bune la Parma. Ce se întâmplă acum? Tu ai vreo explicație până la urmă? Totuși, trebuie să-ți dea de gândit și asta tot în contextul ăsta al fotbalului românesc. Golgeterul României în momentul în care a plecat și un fotbalist cu calități indiscutabile ajunge în momentul de față să fie rezervă la o echipă de niciunde... Denis e un băiat sensibil și era clar că una era Serie A pentru el. Uite, mie Paul Codrea într-o discuție mai amplă, așa pe care am purtat-o cu el, mi-a spus că e mult mai dificil pentru un fotbalist să joace în Serie B decât în Serie A. Și am băgat la cap și am urmărit fotbaliști care au dat randament, mai ales jucători de genul ăsta, de gen atacant, că Manu nu este un jucător gen Piova, care se ducă, se bată cu aia prin Serie B, să-i arunce în cap, să aibă tibile atât. E un jucător fin. E un jucător de clasă, indiscutabil, dar ar fi mai ușor. Gândiți-vă că a jucat împotriva lui Milan, l-a făcut pe Teo Hernandez praf, i-a scos cartonaș galben, cu Roma, cu goluri, asisturi. În Serie B e foarte complicat. Foarte complicat. Și clar că nu se simte bine. Mama, nu știu, și ei au gândit-o, au schimbat echipa, au adus o grămadă de jucători. Că mă uitam, îi aveam pe Instagram și era zi în care să-l posteze. A mai venit o cutare. Ia altul. Bă, dacă ți-aduceți, mă, Buffon. Hai să fim serioși. Na. Nu, are un salariu din câte am auzit. Nu mi-au spus băieții, dar așa am auzit eu, că are salariu mare. Că n-ar avea cine știe ce pus deoparte. Că am investit cam riscant. La un moment dat investise și în pariuri, din ce... Era... Aia nu știu. În perioada în care era voie. Noi. Eu știu că investiții pe la Parmalat și nu s-a simțit prea bine. Nu s-a simțit. Dar, bă, dacă tot investești și vrei să aduci, și aduci pe Mares ca antrenor, care n-a antrenat pe nimeni. Da, e clar, sunt probleme, dar e păcat pentru el și nu știu exact ce înseamnă momentul ăsta pentru el, pentru cariera lui. Adică, poate e adevărat, trece printr-un moment mai delicat, dar îi intră în cont salariul la sfârșitul fiecarei luni. Și atunci, cât e asta? Spune-mi că și asta, știi foarte bine mentalitatea, psihologia fotbalistului, antrenorului. Noi ziariștii care stăm și ne uităm la ei cum joacă și la ei cum antrenează și la voi cum conduceți cluburile, noi avem suferința asta
a faptului că românul, sau senzația din exterior, că românul se uită la bani. Exclusiv. Probabil că toată lumea o face. Crezi că sârbul sau croatul nu se uită la bani? Adică, știi ce? Sunt antrenori români de la care mi-aș fi dorit, care știam că au o situație bună și de la care mi-aș fi dorit la un moment dat să zică, cum a zis Răzvan Lucescu în vară, a fost foarte aproape să zică la un moment dat, vreau serie B, da. Doar să intru în circuit, să încerc, am făcut plinul și vreau să intru într-un circuit de ăsta bun. Eu știu ce spui, dar trebuie, trebuie să aibă oferte. Crezi că a avut Oli vreo ofertă de la... Ori, în mod normal, ar trebui să aibă ofertă de la Inter. A câștigat campionatul cu Suning, echipa patronului de la Inter. Putea să încerce cu el. Vorbește italian la perfecție. De ce să nu încerci cu el dacă încerci cu... Mă rog, zic și eu, exagerez, da. Dar poate. Dar crezi că a avut Oli ofertă de la Sampdoria și nu s-a dus? Hai că există, că asta o vezi și la noi. Vezi de foarte multe ori. Vezi jucători care vin, români, care joacă în străinătate prin un contract, după care se întorc în România, stau liniștiți, că oricum li se plătește salariul de afară. Performanța sportivă e cum e. Și asta e altă problemă. Românul merge și se bucur și atinge obiectivul când ia un salariu mare. Sârbul sau croatul, să zicem, vrea mai mult. Bravo. Zice, bă, am plecat de la 4.000 de la Vozdovaț și mă duc pe 100.000 la Partizan. Nu, la 100.000 la Partizan, nu. Plec afară, direct, mă duc la Napoli pe 80.000 pe lună. Da, vreau să ajung pe 2 milioane pe lună la China. Sau nu știu, au altă mentalitate. Noi suntem băieți prea buni și așa suntem. Ian Stoica din ce categorie e? Psihologic mă interesează, că nu... Ianis, dacă acum îl duci la Arsenal, să spunem, dacă tot e așa, și spune, și ce, Aubameyang ăsta, și bătrân, și ce era. N-are absolut niciun complex. N-are niciun complex. Cu ce jucător l-ai comparat din tot ce ai văzut, ai avut la club? Și ce face deosebit? Adică descrie-mi-l un pic ca să... Că, e clar, lumea vede câteva meciuri, câteva minute, câteva, vede niște execuții, dar... Ianis pentru toți a fost extremă dreaptă. La generația juniorilor născuți în 2002, care este o generație foarte interesantă. Când el, când l-am văzut prima dată jucând, exponenții erau Ianis, Luis Bunteanu, care era numărul 9, era Alexi Pitu, era Mario Bratu de la Petrolul, cam ăștia erau. Acum au apărut Octavian Popescu, Bayram, toți sunt născuți 2002, sunt jucători foarte interesanți. Mai spun chiar și mie și Banii, nu-mi displace, e un jucător care dezechilibrat. Care promite, nu e jucător. Nu are fizic, e adevărat, dar nu e jucător. Ianis juca numai în partea dreaptă. Ok, era și Luis Bunteanu numărul 9. Eu nu l-am văzut niciodată numărul 9. A venit că vrea să plece, că îl zăpăceau toți de cap, că vrea să plece la Călăraș. Mă, nu pleca la Călăraș, că nu o să joci, era prea mică. S-a dus la Călăraș, a jucat o repriză cu Voluntari, a avut o ocazie mare, n-a mai jucat. După care la Petrolul. Nici acolo. După care la Slatina, anul trecut în vară, el a venit la mine. Mi-a zis, vă rog frumos, vreau să plec la Slatina, că joc și o să dau 10 goluri, că el are din astea, are pariuri personale. Și acum a spus că vrea să dea 10 goluri la finalul sezonului. Și salutează să dea. Mare lucru. Și zic, băi copile, hai să spun ce... Eu am vorbit cu el și când era la Petrol, am ținut legătura. Bă, nu vreau mă să te las. Pentru că e Denis Man și Horșa, dar tu la momentul ăsta ești mai aproape de Denis Man decât Horșa, chiar dacă ești mult mai mic, e 2002, decembrie 2002 și Horșa e 2000. Păi da, dar eu vreau să joc, zic, bă, s-ar putea să ai minute, chiar s-ar putea să ai minute, asta ce vorbesc eu acum un an și... Doamne, vă rog frumos, bine mă, du-te. Zic, bă, dar joci numărul 9 acolo, da, joc numărul 9. Bă, sigur. Ce să, că am văzut prea puțin din ce a jucat. Echipa nu prea ajungea mingea la el. Uh-huh. A marcat 5 goluri acolo. Bine, două într-un meci care nu prea mai conta. S-a întors și l-am văzut numărul 9. Este un speculant și un jucător care... Ați văzut că și ratează.
Dar a ratat, mai ales când a venit din lateral, când a jucat în stânga sau a jucat în dreapta. În orice caz, oriunde joacă, el tot timpul are ocazie, el tot timpul atacă poarta. În schimb, ca număr 9, este total diferit de Claudiu Chiașeru. Este o alternativă, dar este total diferit. Pentru că cere mingea în profunzime, are o viteză bună, iar Țăgos e greu de jucat împotriva lui, chiar dacă n-are nici 19 ani. A apărut vestea... Solitar, așa, n-are nicio treabă cu nimeni, el e pe drumul lui. Nu, asta ce îmi spui cu cifrele, pe mine asta mă bucură. Eu sunt fanul oamenilor... Atacanților cu cifre. Nu, a oamenilor care își pun target-uri, care au niște chestii foarte clare. Logic. Hagi știu că lucrează așa, de exemplu, cu toți jucătorii. Știu că le spune, tu trebuie să faci atât din poziția respectivă, să ai atâtea, nu știu, recuperări, intercepții. Trebuie, de noastră și poate. Normal. Da. Eu nu spun ce trebuie să facă, dar copilul ăsta va ajunge fotbalist. E adevărat că vrea să schimbe impresarul? Că ar fi trimis, că ar fi notificat-o pe Ana Maria Prodan și că vrea să... Nu știu, n-am discutat asta... Și e important pentru voi ca... Nu avem nicio treabă cu jucătorii cu cine semnează. Ei trebuie să vadă agenții ce au făcut până acum, ce echipe au adus, dar un fotbalist. Eu nu vreau să se supere niciun agent pe mine. Dar eu dacă aș fi fotbalist la momentul ăsta, nu aș vrea să fiu reprezentat de nimeni. Și spun de ce. Tătărușanu n-a avut agent. Tătărușanu n-a avut agent și a ajuns la Fiorentina. Și a apărat la Fiorentina meci de meci. Pentru că l-au văzut, un fotbalist de valoare nu este propus de agenți. Un fotbalist de valoare se face văzut. Dar nu are nevoie de protecție un român când iese afară? Tu vorbești de valori absolute. Tu vorbești de oameni care Dar nu e problemă când iese. Îl semnează cu Giovanni după aia. Se plinează cu Băro, cu firma, că nu se ocupă Giovanni, acum e Dragoș. Se plinează cu Dragoș după aia ca să se repeze de interesele. Că dacă e nu știi să-ți faci un contract, normal. Dar nu trebuie neapărat să semnezi cu cineva ca să-ți găsească echipă. Nu trebuie cineva să-i găsească echipă lui Iani Stoica sau lui Octavian Popescu. O să-i găsească echipă. Aia da, de acord, dar ce cred eu că trebuie făcut și ce iarăși a fost o mare problemă, faptul că reprezentanții noștri, impresarii, au existat momente de răscruce pentru tot mai mulți fotbaliști români în ultimii ani. Și senzația a fost că nu au putut fi apărați. Nu s-au apărat nici ei prin joc și prin ceea ce fac, dar nici nu au putut fi apărați pentru că există, și știi foarte bine, negocieri, discuții cu cluburi, cu alea, te duci, faci scandal, îl iei pe ăla. Adică să se simtă într-un fel că au... Pentru că toți sunt tineri, sunt răsfățați în România, ajung afară, nu mai sunt răsfățați, nu mai știu ce să facă. Eu în momentul în care, eu sunt de 30 de ani, am început, eu chiar în februarie, de ziua regelui, 5 februarie. Credeam că zic de Valentine's Day. N-am treabă cu asta, nici eu sunt cu Dragobete. Sunt old school. Fac 30 de ani de când am început meseria asta. Când am un jucător la club, vorbesc cu el. Nu o să vorbesc cu agentul niciodată în viața mea. Cum să vorbesc cu agentul dacă eu stau cu el? Deci mă deranjează enorm. Am dat bloc la multor agenți. Cum adică vii tu să mă cauți pe mine ca să vorbim despre jucătorul cu care eu mă întâlnesc în fiecare zi? Mi se pare aberant. Păi eu nu, jucătorul nu are nevoie să-i fie apărate drepturile în fața mea. Pentru că eu îi reprezint drepturile jucătorului. Bine, nu a existat jucători care să plece de la noi cu litigii și peste doar de ăștia care de alte Ghichevici care erau, oamenii erau chitiți, noi eram targetul. Da, nu, dar eu vorbesc de jucător român plecat în străinătate. Deci jucător român trebuie să joace, să ia exemplul Radu Ștefan și să nu mai vorbească, ca să nu mai vorbim de Chivu și de cei de moștii sacre. Să ia pe Radu Ștefan, să vadă ce a făcut Radu Ștefan, că este simbolul lui Lazio, i-a bătut pe toți, e cel mai cele mai multe meciuri din istoria lui Lazio. Lazio, nu Cagliari sau nu mai știu ce. Nu v-ar crea o problemă pentru regulă, o eventuală plecare a lui Iannis, să spunem în iarnă? Cum să ne creeze nouă probleme pentru regulă? Nu știu. Noi avem jucători împrumutați în toată România și nu o să ne creeze nouă probleme pentru regulă.
Aveți, dar impresia era că erau doi bătuți în cuie și, cum să spun, pe care îi știe toată lumea, Tavi Popescu și Anis. Știi cum îi freamă tânările lui Musi? Știi cum sunt jucători de care s-au născut 2004, cât are Musi, care joacă la Barcelona, care imediat îi dai drumul lui Musi. Senzațional se face copilul. Senzațional. Și acoperă multe poziții. N-avem nicio problemă. Avem Octavian Popescu, Musi, Perianu, avem Șerban, care poate să fie soluție la fundaș stânga, avem Târnovanu, care în criză poate să fie soluție în poartă, Ducan împrumutat, noi nu avem probleme. Chiar deloc, deloc. Nu. Da, da, ok. Nu, nu avem. Nu știu, nu-mi dau seama. Stăm bine, stăm bine tot. Că eu aveam impresia că-s doi bătuți în cuie și restul variabile. Voi vă faceți treaba... Sau știți mai bine. Uite CFR-ul, afară de Petrila, pe cine? Pe Gâdea. Pe Hindri, mai nu. Corect, da. Cum vezi meciul cu, cu Craiova? Pentru că e clar, se vorbește la Craiova despre Reghecamp, că aerul devine tot mai greu respirabil pentru el. Sunt două înfrângeri consecutive, sunt 14 puncte față de CFR Cluj. Da? El totuși vine, Reghecamp vine în etapa a treia, da? Când erau 3 puncte. Mă rog, nu puteau fi prea multe după 3 etape între ei și CFR Cluj. Jocul s-a îmbunătățit cu Reghecamp vizibil, deci echipa s-a exprimat altfel. A început foarte... I-am năucit în etapa a doua. Am bătut 4-1, a fost un joc care ne-a mințit mult pe noi. I-am prins rău de tot. Nu știu ce au făcut cu Zunidis, dar i-am prins rău de tot. Eu cu Reghe, mie mi s-a părut că echipa a jucat din ce în ce mai bine. Acum, într-adevăr, meciurile astea două de deplasările astea, abia, asta a fost un meci special. Era 1-0, cred că n-aveau mari probleme la Pitești, dar a venit eliminarea. Și golul ăla al Piteștiului când săracul fata aia a făcut comoție. Deci chiar degaja în geanca. Se întâmplă. Meciul va fi foarte interesant pentru că și noi avem niște probleme de lot și ei au niște probleme de lot. Chiar astăzi vorbeam că probabil vor juca cu Rogulic și cu Nistor Inter, dar nu se știe cine va juca închizător, pentru că l-au încercat pe Bălaș și acolo e Screciu care poate să joace acolo. Au variante și nu știm să-i citim atât de bine că na, poate intră și Gaman acolo și mai iese. Cine știe. Va fi un meci interesant. Crezi că e... Deși, na, se mai e mult de disputat. Dar psihologic ar fi o lovitură decisivă dată Craiovei? În lupta pentru titlu? Dacă s-ar duce la 17 puncte de CFR, 17 sunt multe, e adevărat. Se înjumătățesc, sunt 8-9. Na, nu știu ce să zic. Adică, e prematur. Care ar fi targetul inclusiv al vostru în raport cu CFR Cluj? Să intrați în play-off cu cât? Să zicem să diminuați. Cât ar trebui să diminuați ca să intrați cu șanse la titlu? Am intrat de pe primul loc anul trecut și n-am luat titlu, așa că socotel nu mai fac. Nu mai fac nici să... Nu știu ce să zic. Eu mi-aș dori doar ca noi să nu mai avem accidentați. Atâta mi-aș dori. Pentru că am încredere că vom juca. Vom juca, anul trecut noi am jucat foarte bine. Zic, am fost superior CFR-ului și când am bătut 3-0 și când am făcut 1-1 la Giurgiu, dar uite ce probleme am avut noi. Noi nu jucăm acasă. Cei de la Chindia au făcut minuni până acum. Să nu joci acasă ani de zile este înfiorător. Să te duci în deplasare să joci acasă este înfiorător. Noi am jucat ba la Buzău, ba la Giurgiu, nu, n-ai cum, așa, n-ai cum. Adică te seacă, știi cum? Nu neapărat fizic, că te duci cu o zi înainte, că, da, mental ai o problemă. Tu nu joci acasă. Acasă ce înseamnă? Acasă înseamnă că te ridici din patul tău, bei o cafea sau te urci în autocar, mergi la stadion, ai locul tău în vestiar... Nu să te duci să joci la Buzău, unde gazele au fost extraordinare. Dar nu e terenul nostru. Bine, condițiile România... în care e aprinsă stația nocturnă la arc. În România se... Și Giulești, Ovidiu.
Păi nu, dar n-ai văzut că CFR-ul a făcut antrenament pe Arcul de Triumf. Nu doar știu, că am auzit, dar n-am 100% văzut. 100% au făcut antrenament acum vreo două luni și jumătate, după care s-a aflat că am dezbătut subiectul aici și nu se mai poate face nici măcar antrenament, adică, mă rog, fotbal nu mai poate. Da, e o problemă. Noi veneam în ajutorul rugby-ului, am spus-o aici. Că plăteam ca să jucăm. Puneți-ne preț mai mare, poftim, dar lăsați-ne să jucăm acasă. În București. Ghencea? Ghencea. Ce, oriunde, dar în București. Ghencea a fost... Am ajuns să jucăm la Măgoșaia. Am ajuns să jucăm la Măgoșaia. Unde nici acum n-am putut să conving specialiștii că terenul ăla are dimensiuni 115-68, că altfel n-ar fi omologat la Liga 1. Și oamenii nu înțeleg că sunt iluzii optice. Pare mic, dar nu e mic. Nu e mic. 115-68. Rapid joacă clar. La Mioveni, cu Mioveniul acasă, joacă la Mioveni. Da, e clar că... Da, e clar și Rapid că... e la fel. Bă, posibil, Rapid care la un meci normal vine cu 15.000 de spectatori. Bă, tu să nu-i lași să joace în București. A, mă, nu se poate așa. Pe Arcul e la 2 pași de Giulești. E... Numai în România se poate întâmpla așa ceva. Să faci stadioane, să investești zeci, sute de milioane în stadioane... Pe unul să se joace Dota, pe iar altele să fie închise, cu gazon sunt... impecabil, să fie închise și echipele de fotbal de tradiție din România să meargă să joace la Buzău și la Mioveni. Eu spun un cu Dota sunt de acord, că a produs bani. Nu mă interesează. Pe mine mă interesează, ca om care am contribuit pe mine nu mă interesează. La construcția stadionului. Se putea găsi altă variantă pentru Dota. Nu neapărat nu știu dacă... tot bani se produceau. Se produc foarte mulți bani. Da, mi se pare firesc să se producă bani în stadionul ăsta. Adică faptul că se pun la dispoziția cluburilor mi se pare important. Dar mi se pare la fel de important să găsești o soluție. Bine, să producă bani. Când s-a jucat Dota, mie mi se pare că este o mare nenorocire. E un flagel la fel de să nu folosesc cuvinte mari, un flagel înfiorător. Jocurile video, mai ales pentru sportivi. Sportivii nu își mai aparțin. Se antrenează și după aia fug și joacă FIFA, joacă, nu știu ce e Dota, asta nu mă interesează, nu o să știu niciodată. Nici eu. Habar n-am. Și nu mă interesează nimic. Asta este îndobitocirea unui om. În loc să pui mâna pe o carte, bine, nu citești o carte, nu e problemă. Nu vrei să te uiți la un meci, că nu-ți place fotbalul. Ești fotbalist, dar nu-ți place fotbalul. Să ziceați, uită-te mă că e Netflix-ul, sunt seriale interesante. Dacă nu poți să suporti să citești, ascultă muzică, habar n-am, lasă manele, că sunt niște versuri de prea stupide. Poate ascultă niște manele mai vechi, erau din astea, dar alea merg numai la ceva cu grade. Nu, nu se poate așa ceva, să joci fotbalist ore întregi. Și să pierzi nopți. Să pierzi nopți. Și ce nu înțeleg ei? Noi mergeam pe vremuri să le relaxăm la pescuit. Nu ne relaxam, sau jucam remi și nu ne relaxam. Pentru că după ce joci câteva ore, ai 6-7 roșu, 7 albastru. Mamă, mă duceam în Morișc acolo. Clar că te gândești la asta. Vezi pluta. Te uiți cum lansezi. Da, păi jocuri video în care, nu știu, cred că te împuși pe acolo. Îți dai seama. Tot-te după perete, că vine ăla, trage mine. Au, mamă. Da. E groaznic. Și atunci ne mirăm că avem probleme cu... Da, l-am văzut pe Messi. Eu l-am văzut pe Messi pe aeroportul din Nisa. Tocmai își luase cu o seară înainte titlul de cel mai bun jucător al Champions League și juca la PlayStation. Deci, nu te împiedică să fii și fotbalist bun. Adică tu poți să faci chestia aia și să fii și... Și să ai și 6 baloane de aur. Și... Da. Dar nu-l bănuiesc că îl dă minte afară din casă. E jucător extraordinar. Ok. Dar, uite, niciodată Cristiano Ronaldo nu s-ar fi dus la o echipă... Cu Paris Saint-Germain cu PSG-ul. Nu. Să fie numărul 30. Să fie scutierul unuia ca Neymar. Cristiano Ronaldo niciodată n-a făcut asta. Cristiano Ronaldo s-a dus și a spus, băi, numărul 7 al meu, păi e Edinson, lasă-mă cu Edinson, ăla e Thomas Edinson, n-am auzit de el. Tricoul la mine, eu sunt șef și vă spar pe toți în două. Ok, echipa nu face rezultate, probabil că o să facă, dar el tot șef este. Iar Messi s-a dus și s-a culcat în spatele zidului, cu numărul 30. Da,
cu numărul 30 și la meciul cu City juca fundaș drept. Ha, mă, să fim serioși. Am un oful meu cu, și mă bucur că i-a spart Guardiola. Pentru că aia nu e echipă de fotbal. Vezi că foarte departe nu erai să-l vezi pe Cristiano la sub Guardiola. Eu n-am crezut niciodată. Eu știi de ce n-am crezut niciodată în varianta asta? Că e Sir Alex încă în viață. Una la mână, clar. Și a doua, nu e exact. Nu e profilul. El n-are vedete de astea. El n-are Dar nu numai vedete. El are jucători pe care îi plimbă de pe poziție pe alta. Ai văzut ce e acolo. Nu știi cine e numărul 9, pentru că nu e numărul 9. Că la un moment dat, ieri, trebuia să aleg între De Bruyne și Messi. Păi De Bruyne s-a transformat în Inter. Numai Mourinho a crezut că e jucător de marginea terenului și nu era. Poate să joace orice. L-am văzut și numărul 9 fals pe De Bruyne. L-am văzut pe Bernardo. Guardiola poate să facă cu oricine orice, dar niciodată nu o să-l aducă pe Cristiano Ronaldo. Sunt curios dacă nu l-ar fi luat pe Grealish. Uite, eu l-am... Dacă l-ar fi luat pe Messi. Dacă nu-l lua pe Grealish. Pentru că aia cu Grealish a venit cu 24 de ore sau 48 de ore înainte de anunțul că Messi pleacă de la Barcelona. Dar eu nu cred că nu-l lua pe Messi. Era vorba deși de bani mulți, una la mână, și a doua, n-are nevoie de Messi la 34 de ani Guardiola acum. Da. Bine, Grealish, dacă nu era englez și era danez, nu știu dacă făcea 20 de milioane. Nu e jucător rău, dar cam pulpos, așa, nu știu, parcă nu e Gascoigne. Momentul în care a costat Harry de la United 86 de milioane. Da, uite, vezi, asta e o nebunie cu fundașii centrali în Anglia, englezi mai ales, e o nebunie totală, de la Ferdinand încoace, s-au dat bani prea mulți.